Continuăm emisiunea de Ale Buzoianului. Vorbim cu domnul Constantin Ionescu, consilier local PNL. Domnule Ionescu, despre căldură vreau să discutăm. De multe ori ați avut puncte de vedere pertinente, de altfel aveți și experiență și a spus ce ar fi bine să se întâmple în Buzău, astfel încât să avem un sistem care să funcționeze. În ședința de ieri s-au luat din nou câteva decizii. Cum vi se par? Noi am avut și eu, am avut un punct de vedere la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economice și pentru montarea celor centrale de cartier, pentru a asigura căldură și apă caldă în anul următor, deconectarea de la ecogen și stabilirea unei surse dependente de această societate, sursa primăriei. Dacă la acest moment aprobăm indicatorii tehnico-economici la 1 august, când după 15 septembrie trebuie să faci probe în instalații, să umpli în instalația, să faci o serie de reglaje și verificări, am întrebat dacă mai e timp la acest moment de investiții și finalizarea acestora pentru a asigura și oamenii să știe că sunt în siguranță în anul următor, 2019-2020. Adică în iarna următoare. Din octombrie. Nu, că avem timp în regulă. Legat de acest aspect, dacă noi la ședința de ieri am aprobat și am dat acest vot, tocmai pentru a nu fi acuzați că blocăm o investiție pentru care oamenii să nu se simtă în siguranță în perioada următoare. Dacă aprobăm 1,8 milioane de euro investiții pentru aceste centrale, mai jos, la două puncte diferență pe ordinea de zi, erau acele ajutoare sociale, și intrăm dintr-un subiect în altul, dar are legătură una au cu alta. Au legătură, da. Da? Aprobe acele plafoane de 3500 pentru o centrală, mărește venitul minim pe membru de familie la 1600 să intre cât mai mulți beneficiari, practic îi încurajez să se debranșeze de la sistemul centralizat în condițiile în care aprobăm tot bani din bugetul local pentru a face un sistem centralizat să funcționeze, dar pe de altă parte încurajez să se debranșeze și le mai și dai bani pentru centrală. Ceea ce mi s-a părut incorrect, pentru că nimeni n-a știut și am cerut, domnule, cât sunt pe la acest moment care s-au debranșat și cât estimați, pentru că din punctul meu de vedere, pe hârtie, pe documente depuse către regia municipală, este o cifră, dar în realitate cifra este mai mare, pentru că sunt apartamente în blocuri de locuințe, 1, 2, maxim 3 care au rămas și oamenii au hotărât să se debranșeze de la sistemul centralizat pe întreg imobilul, dar n-au mai anunțat și n-au mai făcut documentele necesare, pentru că nici nu mai aveau rost. În momentul în care închizi blocul definitiv, n-avea rost să mai iei toată acea procedură la rând, să iei semnături de la vecini, să te duci la asociație, să completezi toate formularele, adunarea generală și o serie de lucruri care nu-și mai aveau rostul. Și o să te trezești când va începe sezonul de încălzire, că nu o să mai ai 2000 de apartamente debranșate și o să fie 3000 de apartamente. N-a putut nimeni să spună și am cerut acest lucru în urmă cu 2-3 luni de zile, până la ce limită minimă de debranșare poate funcționa și ține în funcțiune acest sistem centralizat cu aceste cheltuieli. Adică până la ce număr de abonați poate funcționa RAM-ul? Da, cu aceste cheltuieli, pentru că cu cât numărul de abonați va scădea, va trebui să menții sistemul funcționează cu o cheltuială mai mare. N-a știut nimeni să răspund. În al doilea rând, din punctul meu de vedere, este o subminare a sistemului centralizat pe care îl finanțezi tot din bugetul local. Pe de o parte, bași bani din bugetul local să ții în funcțiune și să creezi un sistem centralizat ca să depindă în integralitatea lui de municipalitate, de primărie și de regia municipală care este societatea municipalității, iar pe de altă parte dai bani ca să oamenii să debranșeze. Țineți minte că am mai vorbit în urmă cu o lună, două de zile, când s-a aprobat o altă sumă de alte milioane de euro pentru școli, instituții publice, școli, grădinițe, să monteze centrale. O altă cheltuială. Dar lucrările încă n-au început. N-au început. Dacă finanțezi un sistem centralizat, ce rost are să mai bagi bani într-un alt sistem de încălzire și preparare a apei calde paralel cu ceea ce investești? Pentru că nu mai e timp să... Nu că nu mai e timp, dar de ce să finanțezi două sisteme centralizate să omori unul pe altul? Avem pe cineva la telefon, apoi continuăm. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnișoara Marga.
Vă rog. Domnul Ionescu, da. Vă rog frumos, explicați și mie, dar răspundeți la subiect, nu pe subiect ocolit, pe subiect. Spuneți și mie, domnii ăștia sau tovarășii ăștia care sunt în CJ-ul ăsta sau la primăria asta, ce iasă acolo, nu știu vorba asta că dacă vrei să iei lâna după oaie, iei lâna, dar nu-i lua și pielea. A mărit taxele astea, dar ei s-au gândit că sunt toți la stat mulți, 13%, dacă nu 80-90% din buzoieni lucrează în mediul privat, care se pică de la patron, se pică, dacă pică. Păi când domnii care sunt la, cum zicem noi, la stat, compania de apă, Apele Române, RAB-ul și așa mai departe, au bani din întors cu lopata. Mă refer la scaunele înalte, nu la prostimea care sapă. Și plătiți-mi, explicați-mi, poate dumneavoastră sunteți mai cutate, eu sunt mai prost. Domnul Ionescu, să știți că a votat împotriva majorării taxelor și impozitelor. Dar îl las să vă răspundă, domnule Ionescu, vă rog. Dar n-a reușit să... Întrebarea era dacă ce se întâmplă în Consiliul Local de luați astfel de măsuri care să îi dezavantajeze pe cei mai mulți. Deciziile să iau cu jumătate plus unul din numărul de consilieri în Consiliul Local. Degeaba sunt 2, 3, 5, 7 consilieri care optează împotrivă, atâta timp cât este asigurată majoritatea, aceste proiecte de hotărâre trec. Ce se întâmplă? Ați văzut că la Pădurea Crâng PMP-ul a ajutat foarte mult, au fost răudați că sunt adevărați români și buzoieni adevărați. Cum v-ați simțit în momentul acela? Nu, și eu mă simt un adevărat român și un buzoian, pentru că dacă nu votez la comandă sau dacă nu votez pentru a satisface nevoile cuiva, asta nu înseamnă că nu sunt buzoian. Dar ați discutat apoi cu cei de la PMP ce s-a întâmplat de fapt? Cum s-au înțeles unii cu alții ca să-i susțină? Deci PMP-ul nici de cum nu face opoziție în Buzău, dar nu cred că e vreo noutate. Și nici nu mă interesează. Nici nu vă interesează. Vorbim despre PNL imediat, despre cum face o opoziție și despre viitorul politic. Mai avem pe cineva la telefon. Regulă. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, stimată doamnă. Domnul Ionescu, vă fac o întrebare. Vă rog, bună seara. De ce luați apărarea la cei cu apartamente care stau la apartamente, că n-au centrale, n-au ce le trebuiește? Dar gândiți-vă că ultimul sondaj care s-a făcut în Coraja, județului Oraș, în municipiul Buzău, există 58,4% pe care o crezi la case. Nu vă gândiți că majoritatea voturilor le luați de la case? Nu de la apartamente? Pentru ei nu vă puneți nici pe situațiile. De ce nu vă ridicați? Puneți o problemă să faceți un depozit de lemne sau unde cumpăra lemnele. Nu ne duce la toți în țară să luăm de bani, ne facem. Bun, vă răspunde domnul Ionescu. O seară bună vă doresc. Bună seara. N-am terminat subiectul. Așa. Și asta a fost motivul pentru care am ajuns până la cap. Bun. Faptul că finanțezi două sisteme paralele pentru care pe unul omori tot finanțându-l din bugetul local, noi am spus că este o suminare a ceea ce înseamnă cheltuirea banului public și nu am fost de acord. În al doilea rând, aceste ajutoare. Eu am propus în Consiliul Local și acum, și data trecută, când a fost acel plafon de 7.000 de lei, acum a fost redus la 3.500 și s-a crescut. Nu a fost redus, se acordă și cel de 7.000 pentru cei cu salariu minim. Vorbesc ce s-a întâmplat și la acel proiect de hotărâre. Da, se oferă în plus 3.500 de lei pentru cei cu venit mai mari. Eu am propus două amendamente. Și atunci și acum. Și n-a trecut niciun. Am propus ca acest ajutor să fie dat sub forma unui împrumut și nu sub forma unei pomeni electorale. Pentru că, așa cum spunea și telespectatorul care a intervenit, sunt cetățeni la bloc care și-au montat apartamente din banii dumnealor, sunt cetățeni care locuiesc la case și și-au montat centrale din banii dumnealor și n-au beneficiat de niciun ajutor și de niciun ban de la bugetul local, și am spus în regulă, dacă sunt persoane care au nevoie și n-au posibilitatea să-și monteze o centrală, să le fie acordate aceste sume, dar sub forma unui împrumut. Un împrumut pe 5 ani de zile cu o dobândă semnificativ mai mică față de cea care o practică la bănci. Am propus acest amendament. Și în al doilea rând, cei care beneficiază de acest împrumut să aibă taxele și impozite plătite la zi și cheltuielile către societățile furnizoare de căldură să o aibă plătit. Și amendamentul acesta parcă a trecut. Nu, amendamentul acesta cu taxele și impozitele, da, atât. Da. Amendamentul cu împrumutul n-a trecut. Ce a rămas în continuare, un ajutor social
pentru cei care doresc pentru și care unii. Se încadrează. Pentru unii. Ne-a sunat aseară și dar o doamnă pensionară de 70 de ani. Corect. Spunea că are pensia de 1300 de lei. Parcă a făcut un împrumut la aceea, are pensionari, să-și pune centrală și mai are de acum înainte încă 2 ani de plătit. Spunea să ia consilierii o măsură să-i restituie împrumutul acesta. Retroactiv la nu se poate, pentru că sunt persoane, așa cum am spus și dumneavoastră... Sau să-i plătească de acum înainte. Nu se poate. Nu se poate. Nu prevede așa ceva. Dar, repet, noi am propus ca acel ajutor să fie dat sub forma unui împrumut, nu sub forma unei pomeni electorale. E, a existat vreo justificare pentru care nu s-a aprobat amendamentul? De ce nu vor să fie împrumut? Da, ce a fost vreodată vreo justificare la ce am propus noi? Nu. Vă întreb. Nu, n-a fost nicio justificare. A spus, noi putem asta, că suntem mai mulți și asta e... Așa deci majoritatea întâmplat. Decide. Așa e într-o democrație și așa e corect. Spunea domnul de mai devreme că nu vă mai votează candidați la primărie din nou? Nu s-a discutat la acest moment, dar n-a spus nici că mă votează, nici că nu mă votează. Că nu o să mai voteze cei de la case, spunea dânsul. Nu, dar eu... Acum nu știu în ce direcție nu o să mai voteze. Eu am ridicat problema pentru că nu mi se pare corect, pentru că și cetățenii de la case și cei de la bloc sunt... plătitor de taxe și impozite și nu trebuie să beneficieze unii în defavoarea celorlalți. Și ăsta a fost și motivul pentru care a fost acel amendament să nu fie un ajutor, ci să fie forma unui împrumut. Știu că ați întrebat în Consiliul Local ieri dacă mai e timp până pe 15 septembrie să fie luate toate măsurile. Exact. O să vă întreb, pentru că aveți foarte multă experiență, știți cum funcționează lucrurile din acest punct de vedere, ce credeți că se va întâmpla de la 15 septembrie sau, să spunem, de la 1 octombrie? Nu vreau să... Nu că nu vreau să spun ce cred eu, ci nu vreau să dau un mesaj alarmist, așa cum s-a mai întâmplat cu mesajele care le-a dat domnul Toma, că desființează ramul, se închide și oamenii sunt înnebuniți, așa cum suna și doamna pensionară de 80 de ani, care i-a fost nevoită să-și monteze o centrală. Eu cred că până la 15 septembrie, așa cum a promis și așa cum s-a declarat, lucrurile vor fi finalizate și vor funcționa. Dar dacă nu vor funcționa pe angajamentele pe care primăria și le-a luat, sunt niște procese ireversibile, pentru că dacă va veni frig, așa cum a fost și în aprilie, când s-a sistat furnizarea de căldură o lună de zile fără să dea explicație la nimeni și oamenii au stat în fric și n-au avut posibilitatea nici să-ți montezi central într-o două zile, nici să stau cu calorifere, cu radiatoare, cu instalații electrice în priză, nu este în regulă. Bun. Avem câteva mesaje. Întreabă, îmi spune un telespectator, bună seara, cablurile care au aparținut unor firme care nu mai există. Au rămas multe rupte, atârnă de stâlpi, blocuri, copaci. De ce nu le tăiați sau de ce nu faceți nimic cu ele? Un cablu rupt la care nu s-a intervenit o lună de zile, e clar că nu mai trebuie, spune telespectatorul. Bănuiesc că în momentul în care lucrările vor începe așa cum s-a aprobat și în Consiliul Local și va trebui să înceapă, tot ceea ce înseamnă, toate cablurile care sunt dezafectate vor trebui eliminate, tăiate, iar celelalte vor fi îngropate în pământ. Un telespectator vă întreabă, cine răspunde pentru abuzurile făcute de către un anumit domn de la Transbuz, nu pot să-i spun numele acum, i s-a desfăcut contractul de muncă unei colege, spune dânsul, pe motiv că soțul i-a reproșat respectivului că nu își respectă atribuțiile de serviciu, motiv pentru care a făcut în așa fel încât colega să fie trecută absent nemotivat pentru a o da afară. Și vă roagă să luați măsuri, poate ar trebui să ia măsuri cei de la ITM, măcar printr-un control, nu? Sigur că da, e un contract de muncă, un contract cu perioadă nedeterminată, bănuiesc, și nu se încalcă un contract de muncă doar că vrea cineva. Bun, haideți să vorbim puțin despre ce se întâmplă pe scena politică. Știu că au fost din nou mutări de trupe. Domnul Andrei Neder a venit în PNL. Cum l-ați primit? Da, ca orice membru de partid. Orice membru, fost viceprimar? Fost viceprimar. Și dumneavoastră fost viceprimar? Sigur că da. Și-a depus adeziunea, el a fost validat de către birou municipal, nu a fost nicio condiție, nicio discuție, nicio negociere de vreo funcție, de vreo poziție, de ați discutat eventual... din acel moment strategii, planuri? Sigur că da, discutăm, participă la întâlnirile săptămânale, lunare, de câte ori sunt convocate întâlniri, ședințe, absolut. Este o persoană, să spun, agreabilă, o persoană deschisă, care cu siguranță va aduce și deci v-ați mărit echipa.
Sunt zvonuri în spațiul public, de obicei nu vorbim despre zvonuri, dar politic putem discuta în această notă că așa se obișnuiește și ne pregătim și pentru două runde de alegeri. Sunt zvonuri că ar dori domnul Paul Negoiță să vină în PNL sau să conducă PNL Buzău. Au fost discuții la nivel central, știți ceva? Da, pe lângă faptul că în spațiul, să spun, public, pe aceste rețele de socializare au fost articole, comentarii, într-adevăr, din informațiile pe care și eu le-am avut la nivel central, dumnealui s-a dus la București, la președintele partidului, care vrea să vină, să preia, să candideze, să vină în PNL pe o anumită poziție, evident. Sigur, nu știu, în amănunt discuțiile care au fost la acel moment. Știți asta de la domnul Orban? Nu de la domnul personal. Din punctul meu de vedere, orice persoană care dorește să vină să se înscrie, așa cum o facem și săptămânal, prin validarea adeziunilor, poate face și poate intra în echipă alături de toți ceilalți colegi. V-ați bucura să fiți în echipă cu domnul Negoiță? V-ați bucura? Nu e doar părerea mea personală, ci e o părere a întregii organizații în momentul în care este validată o anumită persoană. Mi-ați răspuns așa, în pe ocolite. În momentul în care să fac astfel de lucruri, nu știu la cât de mulți colegi le-ar conveni să... Spuneți că a mers direct la București. Da, e problema dumnealui sau fiecare face ceea ce consideră. Exact. Trăim într-o țară liberă, dar ne interesăm și mai aflăm ce se întâmplă pe scena politică. Important e să avem cât mai multe personalități care să se impună în Buzău, ca să nu mai vedem că se vorbește tot timpul despre dictatură, nu? Absolut. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. PNL-ul n-a dus lipsă de infuziuni de la nivel central și ducerea lui în capul județ s-a datorat întotdeauna intervențiilor de la centru. Am avut fel de fel de chipuri și de figuri pe aici care ne-au promis o viață liberală de succes și a ieșit ceva urât mirositoare. Ce vreau eu să-l întreb domnul Ionescu vis-a-vis de cablurile de pe stâlpi? Trebuie scoborâte în pământ. Dar în pământ cum se vor băga? La fel cum sunt pe stâlpi în momentul de față? Sau se va face ceva central? Un singur canal pe care să-l folosească toți, ceea ce necesită o intervenție a factorului local, a primăriei, un proiect? Nu e chiar așa simplu să bagi niște cabluri în pământ. Deci ce ar însemna? Ca fiecare să vină cu muncitorii să facă un șans până într-un locuri să-și bage cablu? Trebuie o lucrare amplă. Există la nivelul primăriei un asemenea plan? Dacă tot vor să le dea jos după stâlp, dumneavoastră ce părere aveți? Ce propuneți partidul dumneavoastră cam cum vede rezolvarea acestei probleme? Pentru că este o problemă și pentru oameni, că s-au săturat de toate firele astea agătate pe la ferestre, pe pomi și peste tot, dar ai ocazia de noapte să-ți rup gâtul trecând într-un cartier unde nu vezi întuneric și îți vine un cap de la nivelul gâtului. Cum vede PNL-ul rezolvarea problemei într-un mod corect și normal? Vă mulțumesc pentru intervenție. Bună seara. Seară frumoasă. În primul rând, ca soluție tehnică modernă, trebuie să existe un singur canal de cabluri, o singură construcție, după care, pe investiția municipalității, după care fiecare proprietar de utilități de cabluri va trebui să își introducă și să-și bage cablul în subteran pe această instalație subterană pe care o poate folosi oricine. Nu, dumnealui, am sesizat la ceea ce putea la ceea ce se referea, ca nu fiecare proprietar de cablu să sape, își bagă cablu, vine altul, iar sape, nu. Există un canal de cabluri pe care municipalitatea îl va închiria în momentul în care va fi finalizat, iar fiecare proprietar de cabluri de utilități va folosi acest tunel de cabluri pentru a-l monta în subteran. Dar nu știm când se întâmplă minunea, nu? Repet, așa cum am spus și la începutul discuției, nu este simplu, dar în momentul în care te apuci de o stradă să o reabilitezi, să o asfaltezi, faci asta de la început. Da? Și așa ar fi trebuit să facă și pe acele străzi pe care s-au făcut aceste lucruri de asfaltare, trebuia montate aceste cabluri și aceste rețele subterane, acest canal de cabluri pe care se poată folosi orice proprietar și utilizator de cabluri. Da, un telespectator ne spune că pe domnul primar la următorul mandat îl vor vota toți cei care au primit ajutor pentru centrale.
Ar fi o problemă pentru domnul primar, că nu prea sunt mulți, nu? N-au fost foarte multe dosare aprobate, din câte știu. Până la acest moment au fost 107 dosare depuse, au beneficiat 85 de proprietari, până la acest moment și până la momentul în care a fost, până ieri când s-a votat o altă formă a proiectului de hotărâre prin care s-a extins această plajă de potențial beneficiar pentru cei care și-ar putea monta centrale. Da, revine domnul de la Transbuș și spune colega noastră poate câștigarea, angajarea numai în instanță. ITM, primăria Transbuz, Urbis sunt din păcate din PSD. Dacă spuneți din păcate așa a fost votul în România, dar vedem ce se întâmplă de acum înainte, eu vă propun să încercați la ITM, să aveți încredere că s-a schimbat conducerea acolo, poate lucrurile merg mai bine de acum înainte, dar oricum tot în instanță trebuie soluționată o astfel de problemă. Domnule Ionescu, în încheiere, așa, aveți un mesaj pentru cei care ne urmăresc, optimist sau pesimist pentru ceea ce urmează la iarnă? V-am mai întrebat odată, înțeleg că nu vreți să alarmați populația, dar lucrurile acum, poate se aranjează într-un este fel. O chestiune extrem de importantă, că nu te joci cu soarta, cu viața, cu siguranța, cu condițiile oamenilor pe care ești obligat prin lege, ca autoritate locală, fie că primar sau consiliul local. Noi am dat girul și am votat toată această investiție, tocmai pentru a nu bloca un sistem centralizat care să funcționeze așa cum ar trebui. Și sper ca după 15 septembrie acesta să funcționeze așa cum trebuie. Da, mai avem și pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. E vorba despre acea vestită parcare construită pe Alea Paltrilor din Micro 14, care a fost construită în parte peste rețeaua subterană de canalizare a Romtelecomului. Deci acolo, deci chiar un loc marcat de parcare este canalul celor de la Romtelecom sau Telecom, cum îi mai spune acum. Așa, cum se face că primăria vine și construiește o proprietate peste proprietatea altuia? Dar în momentul în care închiriază acel spațiu prin licitație, cei care au canalizarea acolo mai au acces să mai umble la proprietatea lor, se gândesc lucrurile acestea când se fac. O seară bună. O seară bună vă doresc. Bună seara. Investiția primăriei nu are nicio legătură cu investiția unui proprietar de utilități de rețele subterane. Vorbim de rețele de cabluri de televiziune, de mult mai multe rețele de cablu care funcționează în acest moment. Ceea ce sunt la societatea respectivă de telefonie rămâne la societatea respectivă. Restul va închiria și va folosi canalul de cabluri pe investiția municipalității. Domnule Ionescu, vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă doresc succes în continuare. O să vă rog să ne spuneți într-o emisiune viitoare și cum s-a rezolvat cu școala numărul 1, dar urmărim negocierile. Sigur că da, absolut. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi pentru că urmează jurnalul Campus TV. O seară frumoasă. La revedere!